Dragii mei, vine încet, încet frigul peste noi. Unii am umblat deja la dulapul de iarnă, alții mai tragem cu dinții de gecuța aia amărâtă de vară. Tot ce trebuie să știți în această perioadă este termenul de sveter. Sveter! Sveterul sau la noi. Sveter. La noi zice sveter. A, voi sunteți mai apropiați de granița cu Germania. Ca să nu-i zici pullover, că sună ciudat, îi spui sveter sau sveter. Sunt convins, ai scos hainele de iarnă, Amalia? Nu, nu. Eu nu prea am haine de iarnă. Eu toată iarna merg cu o geacă subțire de piele. Foarte bine, e bine. Dar să știi că ai o vârstă, ești mămică, acum ar trebui să treaba ta. Da, pe la micul îmbrată. Are rinichi tineri. Pentru aceia dintre voi care nu au mai văzut un sweater de anul trecut și abia acum se duc spre dulap, ca să-l recunoască, am pregătit o compilație de sfetere. Sfetere. Puse pe animăluți, astfel încât să ne readucem aminte, știți, de la mic la mare, de la simplu la complicat. Pe Bord Panda a apărut compilația asta de fotografii și e super simpatică. Iată, de exemplu, cum arată un hamster în sfetăr, în propriul lui sfetăr. Da. Și l-a făcut singur cu gheruțele alea ca croșetar. Bunica lui hamsterița a făcut treaba asta. Bun. Mergem mai departe. Cum arată pinguinii? Da, mă, dar asta e Photoshop, mă. Nu cred că cineva i-a îmbrăcat. Ăsta chiar e Photoshop, că n-ar fi chinuit oamenii animalele. Restul de fotografii sunt însă super reale. Uite, de exemplu, doi iepurași în sfetăr. Doi iepurași pregătiți de iarnă. Da. Să fii nebun, să ai iepure la bloc. Nu, dar ar fi tare... Ca iepurașii ăștia să aibă un guler de blană de vulpe, știi? Adică ar fi chiar perfect. Să fie blană ecologică. De câte ori nu v-ați întrebat, bă, cum arată un melc în sfetă? Asta nu e sfetăr, îmi pare rău. Asta este anveloparea clădirilor aici la sectorul 6. Ați dat seama cât de mică e lucrarea făcută de doamna. Da, are autorizație pentru schimbarea fațadei la casă? Nu am nici cea mai mică idee. Cum arată un purcel în sweater? Și da, cu șosete? Cu șosete, vezi că sunt din alea antiderapante. Da, e mic de tiny pig. Mergem mai departe, cum arată o țestoasă în... Da, o arde dinozaur asta. E ca pudelul care în sinea lui e Doberman, știi? Unii oameni au timp, bă, băiatule. Cât timp să ai să-ți îmbraci iezi în curte? Da. Da. Ăsta este un iet cu sfeter din lână de oaie. Da. Adică e o imitiune așa. Da. Sigur, nu e a lui, l-a luat de la un frățior mai mare. Da, sau de la o surioară, după culoare. Mâțe în pulover am mai văzut, desigur, toți oamenii își îmbracă mâța acasă. Cățel cerșetor în pulover, altfel își face treaba. Da, ăsta e nordic, vezi că e ăsta mai de norvegian. După ful ne dăm seama. Încă un șoare. Băi, ăsta e porcușor de guine. Băi, eu am o vecină care arată exact așa. O să-i cu vecina. Aceasta este o poveste interesantă. Papagalul ăsta suferă de o boală destul de rară și oamenii de la adăpost s-au chinuit și au făcut se vede clar după fața papagalului că e mult mai fericit. Măcar nu e fric și nu e rușinat. Da, e fashionista. Papagalii se rușinează dacă rămân fără pene. Da. Sunt genul de animăluți care se prind. Cum arată un arici Mickey îmbrăcat? Iată. Doamne ferește. Dar poți să-l folosești și ca obiect decorativ, vezi? Cum arată un șarpe? Ăsta are nevoie, tată, că are sângele rece. Săracul, brr. Da, brr, da. Da. Iarăși șoarece. Bă, băiatul ăștia mi-au făcut mie un material pe casă. Aduce un pic cu șoarecele meu din casă. Da. Și din nou șarpe. Chiar așa ți-a plecat șoarecul? Nu, a coborât la subsol. Ce, se uită la un film? Nu știu, le-am lăsat un bilet, dacă se bagă, poate să ronță e ceva, dacă se bagă la box, e nebunie. Da. Nu, mi-l fac mânuși. Pe ce? Azi mă ocup de gaura din perete și mâine mă ocup de el personal. A, deci întâi îl blochez și după aia... Îi citesc până lucid. Am încercat cu orice, numai acum... Îl omor cu plictiseala.